onoarea să avem printre noi pe domnul Vartic Marius, reprezentantul Raiffeisen Bank, care, ca de obicei, este alături de noi și ne-a dat 50 de pachete cu alimente. Eu zic să-i mulțumim, să-i aplaudăm. Să le spun și eu două vorbe dragilor mele pensionare. Să știți că îmi sunteți foarte dragi și vă iubesc foarte mult și noi, sunt în stare să fac orice pentru dumneavoastră, orice. Martie este ziua femeii, ziua dumneavoastră. Toată luna martie este luna dumneavoastră. Unii spun că celelalte luni sunt ale bărbaților, dar eu zic că tot ale femeilor sunt. Tot ale femeilor sunt. Vreau să vă spun că noi, Asociația Carpomenia, facem puțin pentru dumneavoastră față de cât meritați. Statul, din păcate, nu prea se ocupă de pensionari. Nu vreau să critic acum în ziua asta festivă pentru noi, că toate zilele sunt festive, dar teorie. Au multă teorie și o vorbă latină zice teorie sine practice est cum roata sine axis. Adică teoria fără practică e ca roata fără axă. Eu încă o dată vă urez multă sănătate, putere de muncă și aș dori ca toți pensionarii, pensionarele noastre și pensionarii, domnul director Baico, să vină la cercurile noastre. Adică pur și simplu să nu mai avem loc. Dom'le, două ore cor de bărbați, două ore cor de femei, două ore cor întrunit, pe mai multe voci, pictură, mâini îndemânatice, lucru acasă, lucru aici. Mașină de cusut, să cumpărăm o mașină de cusut, că putem să facem treaba asta, ca cineva să poată să lucreze aici și la mașină de cusut. Și multe alte probleme care vrem să le facem pentru voi, pensionarele, îmi permit că vă spun voi, pentru că eu vă iubesc foarte mult și cred că v-ați dat seama de lucrul ăsta. Și doresc să țineți la casa asta de ajutor reciproc, să o iubiți, ca să vă iubească și ea. Să știți că faima noastră, asta este realitatea, a ajuns și peste hotare. Vin oameni din străinătate, chiar din Belgia, au venit de curând, e și un film pe Omenia TV, zice, am vrea și noi în Belgia să avem așa toate serviciile la un loc, ca un pensionar să se ducă și la croitor, și la cizmar, și să-și facă dantura, și la medic, și așa mai departe. Ați văzut, am inaugurat anul trecut salonul ăsta de frizerie, coafură, pedicură. Rivalizează cu frizeriile luxoase din București. Avem o nepoțică, Daniela, care are 4 ani și a venit să vă cânte ceva. Mamă bună, mamă dragă, ți-am pulet un cioce și în el se află gândul meu de mic suflete. Mamă bună, mamă dragă, astăzi este ziua ta. Mamă bună, mamă dragă, astăzi este ziua ta. Sunt fetiță și-s micuță și-am venit și eu acum să-ți urez mulți ani, bunico, sănătate și un gând bun. Mamă bună, mamă, astăzi este ziua ta. Mamă bună, mamă, dragă, astăzi este ziua ta. Bravo, 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 Daniela, vreau să vă spun, ca de obicei,
Catena este prietena noastră și ne-a adus 100 de pachete cu medicamente, niște pliante și un card. O să vă explice domnul de la Catena cum trebuie să-l folosiți ca să fie util pentru dumneavoastră. Acum eu aș ruga corul. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, omenia să trăiască la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Femeia să trăiască, femeia să trăiască la mulți ani. La mulți ani, sănătate și mai bine la toată lumea. Ochii cei mai dragi din lume, care sunt făcuți anume, să le dea lumina lor, parcă-i ruptă dintr-un soare. Cine oare, cine oare? Glasul care și-n tăcere e melit de mângâiere și cu vorbe de alin. E o caldă de smerdare, cine oare, cine l-are? Mama, doar mama, fără a fi datoare, îți dă tot ce-n suflet are. Mama, doar mama, uitând parcă de sine, ea trăiește doar prin tine. Mama, doar mama, găsește alinare, simte când ceva te doare. Mama te învață primii pași în viață și te ajută să învingi teama. Mama, doar mama, cântec fără asemănare, în vorbe nemuritoare pe care îl porți în gând. Cât ai fi crescut de mare, cine oare, cine are? Vremea-i lungă de așteptare și o vorbe de răbdare. Cât ar fi drumul de lung și prăpastia de mare, cine oare, cine are? Mama, doar mama, fără a fi datoare, îți dă tot ce-n suflet are. Mama, doar mama, uitând parcă de sine, ea trăiește doar prin tine. Mama, doar mama, găsește alinare, simte când ceva te doare. Mama, doar mama, primii pași în viață și te ajută să miști teama. Mama, doar mama, mama, doar mama. Bravo, bravo, bravo. Toate cu badea le-am pus, măi, măi. Câte flori pe deal în sus, măi, toate cu badea le-am pus, măi. Și iar verde mărgărit, măi, și iar verde mărgărit, măi, și dragul le-am răsădit, măi, și cu dorul le-am lipit, măi, măi, cu dragul le-am răsărit.
sădit măi și cu dorul le-am plivit măi. Când le-am pus, le-am sărutat măi, când le-am pus, le-am sărutat măi, am florit, le-am adunat măi, și lui Badea i-le-am dat măi măi. L-am florit, le-am adunat măi, și lui Badea i-le-am dat măi. I-le-am dat cu bucurie, i-le-am dat cu bucurie, să le poartem pălărie, să le poartem pălărie, măi, măi. Drag să-mi fie numai mie, drag să-mi fie numai mie. Erați 7 doamne la început. Și acum, da, da, da. Sper să reușim să cântăm pe două voci. Da. Mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zor de zi. Fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Mama frumoasă, primul meu rai, fă-o minune, te rog, hai stai, dulce lumină, rău de măslin, încă nu-i vremea, mai stai puțin, dulce lumină. Te-am secătuit de vlagă, m-ai crescut, m-ai îngrijit, dar să știi, tu, mamă dragă, cât de mult eu te-am iubit. Pentru tine, mamă dragă, soarele-i la asfințit. Mamă frumoasă, primul meu rai, fă-o minune, te rog, mai stai, dulce lumină, ram de măslin, încă nu-i vremea, mai stai puțin, dulce lumină, ram de măslin, încă nu-i vremea, mai stai puțin. Legea tainică a firii nu pleca fără să-mi lași zăcămintele iubirii, mamă suflet uriaș, și secretul nemuririi, mamă suflet uriaș. Mama frumoasă, primul meu rai, fă-o minune, te rog, mai stai, dulce lumină, ram de măslin, încă nu-i vremea, mai stai puțin, dulce lumină, ram de măslin, încă nu-i vremea, mai stai puțin. Mulțumesc, iubită mamă, iubită mamă, iubită mamă. Doamnă, aveți o voce de aur. Să vă țină Dumnezeu până la 110 ani să fiți aici la noi. După aceea mai discutăm. Cred că știți dumneavoastră că noi, această casă de ajutor reciproc, prin ceea ce am făcut și ce se vede la ora actuală, am ajuns de la 9.000 de pensionari, n-aveam casă, n-aveam masă, n-aveam mașini, acum avem 39.000 de pensionari. Ne-am propus ca până în anul 2020 să facem 120.000 de pensionari membri ai CARP-ului.
Iar federația pe care eu o conduc a intrat în decembrie 2014 în platforma seniorilor Age din Uniunea Europeană. Deci iată, suntem cunoscuți și la nivel european. Suntem destul de bine cunoscuți. Și asta e datorită dumneavoastră. Datorită dumneavoastră. Datorită dumneavoastră că sunteți alături de noi și ne înțelegeți. De la Raiffeisen Bank avem două personalități. Ne-au adus pachete, alimente, ne dau și bani uneori, să știți. Adică este banca la care noi, pentru care noi avem cea mai multă chemare și înțelegere și mulțumesc în numele CARP-ului și transmiteți conducerii Raiffeisen Bank că rămânem datori la dumneavoastră. O să primiți un DVD cu tot ce s-a întâmplat aici. Mulțumim. Și sper ca această colaborare noastră să fie cât mai prolifică. Da. Mulțumim da. Și noi. La mulți ani în primul rând și o primăvară frumoasă tuturor doamnelor și mulțumim conducerii asociației pentru acest parteneriat care deja are o vechime de câțiva ani. Sperăm să fim alături de dumneavoastră în continuare astfel încât să facem lucruri frumoase. Mulțumim. Nu o să vă reținem, nu ne-am prezentat, îmi cer scuze, colega mea, Mirela Angel. Pare bine. Marius Vartic este numele meu, probabil că v-ați obișnuit cu noi, suntem prezenți destul de des la sediul asociației. Pentru acei dintre dumneavoastră care doresc informații, doresc să demarăm un parteneriat, doriți să încasați pensia prin cont deschis la Raiffeisen Bank, colega mea o să rămână și o să discute cu cei dintre dumneavoastră care interesați de mai multe informații. Vă mulțumim mult pentru colaborare, la mulți ani, multă sănătate și să ne revedem cu bine cu astfel de ocazii. Omul cu sufletul drag, iarde, iarde supărat, omul cu inima bună, nu știi cât amar adună. Lucru mare e omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Omule, să nu faci rău, că te vede Dumnezeu. Cine în viață greșește, până la urmă tot plătește. Lucru mare e omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Omenia n-are preț, omul n-are două vieți. Cine e om cu suflet mare, rămâne om până moare. Lucru mare e omenia, mai de preț ca bogăția. Omenia s-o păstrezi, măi. Lucru mare e omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi.